Comitetul local pentru situații de urgență roman s-a întrunit marți 30 octombrie pentru a stabili care sunt prioritățile în caz de cutremur. Reprezentanții ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț, ai Poliției, ai Jandarmeriei, ai Societăților de Distribuție, Energie Electrică și Gaz, dar și reprezentanții ai Sistemului Medical, cu toții și-au stabilit prioritățile în cazul în care asupra noastră ar veni un astfel de eveniment nedorit. Din punctul nostru de vedere, era declanșarea de la utilități, în special alimentarea cu energie, cu gaz și cu energie electrică, ca echipele de deblocare, salvare să poată interveni în focar. S-au evaluat, este vorba de 15 răniți și 120 de persoane care trebuiesc evacuate, trebuie identificate zona în care vor fi colectați în prima etapă răniții, trebuie declanșat flamul roșu la nivelul județului Neamț pentru intervenția medicală. Deci, Romanul ar trebui să alerteze prefectura, Comitetul Local pentru Situații de Urgență, să alerteze Comitetul Județean privind posibilitatea declanșării planului roșu de intervenție la nivelul municipiului Roman. Trebuie identificate spațiile în care vor fi aduși în final răniții, cei 15 respectiv, declanșarea planului alfa la nivelul Spitalului Municipal de Urgență Roman și spațiul de colectare și de evacuarea persoanelor sinistrate din zona respectivă. Ca și măsuri, în prima etapă, un comitet cu consolidarea zonei respective pentru a nu crea noi victime. Ca și măsuri, în planul 2, ar putea fi refacerea structurilor, identificarea, izolarea și așa mai departe, ceea ce au spus colegii din regii. Ca și mers firesc, din punctul meu de vedere, era ceea ce a început să se spună domnul reprezentantul Protecției Civile de la municipiul Roman. Cu asta ar trebui început. Toți aici sunteți conducătorii unor structuri care asigură buna funcționare din punct de vedere administrativ a municipiului Roman și asigurați viața oamenilor. Ce ați face dumneavoastră într-o situație de seism? Ce face fiecare om? Vezi dacă tu și cei apropiați ție sunt în siguranță. Dacă sunt în siguranță, te duci la serviciu automat. Deci nu trebuie să vă convoace prefectul. Trebuie să veniți din proprie inițiativă la serviciu. Dacă sunteți afectat, e clar că n-aveți cum să veniți. Dacă vă e cineva drag afectat și nu puteți veni din rațiuni absolut normale, trebuie să căutați o modalitate de a preda comanda celui care e după dumneavoastră în ierarhie și care trebuie să știe ce are de făcut într-o astfel de situație. Și veți propune și veți lua și în zona dumneavoastră de competență, măsurile urgente care sunt puse în planul. Nu trebuie să ajungem în comitet, numai aici informați că am luat măsura opririi gazului în zona afectată, am luat măsura opririi alimentării cu energie electrică și așa mai departe. Dincolo de pregătirea dumneavoastră de a vedea reacția, de a pregăti copiii, personal didactic să acționeze în caz de cutremur, urmărim să vedem și dacă sistemul de alarmare din municipiu funcționează. Unul din scopurile de bază pe care îl are orice exercițiu de alarmare publică, să se vadă că sistemul de alarmare funcționează. Sperăm să vină și ziua în care, la nivelul județului, o să avem un sistem de alarmare centralizat, bazat pe sirene electronice și care să ne permită și informarea mai operativă a cetățenilor când există riscul producerii unor situații de urgență. A urmat apoi, în jurul orei 11, fără un sfert, un exercițiu de alarmare publică. 3 minutele a 15 secunde, pauză 10 secunde. Încetarea alarmei, pune sub continuu 2 minute. Vă mulțumim pentru telegere.
Acest tip de exercițiu se face în municipiul Roman în fiecare an, încă de acum 14 ani.